Fraților și surori, rămânem așa înaintea Domnului și haideți să deschidem la Cartea Apocalipsei, la capitolul 3, pagina în versiunea Cornilescu e 1207 și citim de la versetul 7 în jos. Deci Apocalipsa, capitolul 3 cu 7. Îngerului bisericii din Filadelfia scriei: Iată ce zice cel sfânt, cel adevărat, cel ce ține cheia lui David, cel ce deschide și nimeni nu va închide, cel ce închide și nimeni nu va deschide. Știu faptele tale. Iată, ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu poate închide, căci ai puțină putere și ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Iată că îți dau din cei ce sunt în sinagoga Satanei, care zic că sunt iudei și nu sunt, ci mint. Iată că îi voi face să vină să se închine la picioarele tale și să știe că te-am iubit. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă, ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Pe cel ce va birui îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu va mai ieși afară din el. Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu, noul Ierusalim, care are să se pogoare din cer de la Dumnezeul meu și numele meu cel nou. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Amin. Slăvit să fie Domnul! Mulțumim Domnului pentru seara aceasta. Haideți să rămânem în continuare în Cartea Apocalipsei, la acest capitol 3 și din seria aceea cu faptele bisericilor sau șapte biserici, șapte imagini actuale, să privim la cea de-a șasea, la Filadelfia, biserica fidelă sau biserica în care găsim credință. Vom merge pe trei coordonate, trei perechi. A doua nu e chiar pereche precum la celelalte. Slujitorul și stăpânul, aprecieri, aici nu sunt acuzații ca în celelalte cazuri, în majoritatea celorlalte, și recomandări și răsplătiri. Recitim versetul 7, prima parte. Îngerului bisericii din Filadelfia scriei. Despre ce slujitor, despre ce înger este vorba aici? Precum spuneam și în celelalte cazuri, este vorba despre păstorul sau coordonatorul bisericii din Filadelfia. Nu cunoaștem numele lui real, dar sunt o serie de taine pe care numele acesta de Filadelfia le ascunde în textul nostru. Vedeți, Domnul Hristos, foarte pe fază, în cazul fiecărei biserici din Apocalipsa și nu numai, în timpul vieții sale pământești, la fel a fost, le vorbea oamenilor pe limba lor. Pe limba lor. Vorbea în așa fel încât chiar copiii îl ascultau cu plăcere. Spune Scriptura că un copilaș a stat așa de atent la predica lui Hristos încât a uitat să-și mănânce mâncarea. Și la copii știți ce greu le merge cu foamea. Foarte repede le e foame. Foarte repede. Dar copilul a stat și l-a ascultat pe Domnul Hristos. Pentru că Domnul știa să vorbească foarte simplu, foarte profund, foarte la subiect. Și, de exemplu, aici în versetul 8,
Deja textul ați auzit, dar schițez așa, selectez. Zice, știu faptele tale, iată ți-am pus înainte o ușă deschisă. De ce Domnul alege să vorbească Filadelfiei despre o ușă deschisă și nu altei biserici? Din punct de vedere geografic, Filadelfia era așezată la intersecția a trei regiuni, era Frigia, Misia și Lidia. Și era numită Poarta Estului. Și Domnul Hristos când spune, ți-am pus înainte o ușă deschisă, o poartă deschisă, traduc alte versiuni ale Bibliei în limba română, el se referă tocmai la acest concept. Cei de acolo din zonă știau că Filadelfia este numită Poarta Estului și Domnul zice, știi ceva? Nu e vorba de o poartă pământească. Îți pun eu o altă ușă și aceasta este deschisă și aceasta stă înaintea ta. Mare lucru a căutat Domnul să vorbească aici a bisericii din Filadelfia. Al doilea lucru, din versetul 9. Iată că îți dau din cei ce sunt în sinagoga Satanei, care zic că sunt iudei și nu sunt, ci mint. Iată că îi voi face să vină să se închine la picioarele tale și să știe că te-am iubit. Și apare aici acest cuvânt, te-am iubit. Or, istoria spune că Atalus al doilea, regele Pergamului, avea un frate cu numele de Eumenes și acesta era regele Lidiei. Cele două împărății au început niște războaie puternice și la un moment dat au zis, măi, suntem frați, hai să ne împăcăm și să nu ne mai războim, că n-are rost. Și în cinstea acestei împăcări au întemeiat orașul cu numele de Filadelfia, adică dragoste de frate. În special Atalus al doilea a întemeiat acest oraș, Filadelfia. Ori vine Domnul Hristos și zice numele orașului vostru, se numește, este următorul, dragoste de frate. Orașul vostru se numește Filadelfia, dragoste de frate. Dar eu sunt fratele din ceruri. Și eu vă iubesc nu cu o iubire de frate, ci cu o iubire de Dumnezeu care își dă viața pentru voi. Și de aceea folosește un derivat al cuvântului agape aici, adică dragoste divină, să vină alții din sinagoga Satanei să cadă la picioarele tale și să știe că te-am iubit, adică am murit pentru tine, eu te iubesc mai mult decât s-au iubit cei doi frați din istoria orașului vostru. Mare lucru și acesta, fraților și surori. Al treilea, din versetul 10. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă, ca să încerce pe locuitorii pământului. Or, tot istoria acestui oraș ne spune că în el, timp de 20 de ani, au fost cutremure puternice și un istoric, Strabon, spune că oamenii au trebuit din cauza cutremurelor, în special ultimul a fost așa de adânc încât a demolat pur și simplu cetatea, plus alte 9 cetăți. 10 cetăți au fost în total demolate de acest cutremur. Și gândiți-vă, oamenii se temeau și ziceau, măi, ceva se va întâmpla, poate mai vine un cutremur în Filadelfia, poate, și în istorie spunea, uite, străbunicii noștri, unul a murit, altul a fugit pe câmp ca să se adăpostească într-un cort, n-a mai putut să stea în cetate, ce se întâmplă, nu cumva mai vine și peste cetatea noastră vreun cutremur? Și Domnul zice, stați liniștiți, nu un cutremur, ci un ceas al încercării va veni peste lumea întreagă. Dar voi, dacă veți sta lângă mine, vă voi păzi de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă. Și mergem mai departe. Un alt element, tot din textul nostru, versetul 11. Eu vin curând. Păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa. Observați că toate acestea sunt legate de numele Filadelfia. Și vorbeam la slujitorul bisericii din Filadelfia, vorbeam, am extins puțin termenul și vorbim acum de Filadelfia, de localitatea aceasta. În versetul 11 este vorba de o cunună. La Jocurile Olimpice, despre care și Apostolul Pavel pomenește, biruitorii primeau o cunună. La început, cununa era din pătrunjel.
Acum noi facem mâncare din el și foarte bun la mâncare, dar ei așa au considerat că frunzele respective arată foarte bine, bogate, așa, ornamentate și biruitorii să aibă, la un moment dat vine cineva, zice, măi, cu una asta se cam veștejește, hai să facem o inovație. Și-au luat laurul, că de acolo avem noi expresia aceea, stai pe laur sau cunună de laur. Laurul nu e altceva decât dafinul pe care îl folosesc gospodinele la murături. Și au observat că acest dafin, acest laur, nu veștejește exact ca și pătrunjel. Și atunci, imediat, gata, cunună de lauri. Și oamenii se lăudau cu aceste cununi, ori vine Hristos Domnul și vorbește și spune, știi ceva? Eu îți dau o altă cunună despre care va spune în altă parte apostolul Pavel că nu se va veșteji, e cununa slavei, e cununa biruitorului, slăvit să fie Domnul. Și mergem mai departe și un alt element extras tot din textul nostru în legătură cu Filadelfia. Versetul 12, pe cel ce va birui voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu. Acum Domnul iară le vorbea celor din Filadelfia și în special îngerului bisericii de acolo pe limba lui, pe limba lor. Pentru că atunci când au fost cutremurile acelea uriașe, doar stâlpii de la temple au rămas în picioare pentru că erau foarte solizi, foarte puternici. Și oamenii când au revenit în oraș, orașul era deja demolat, casele nu mai existau pe fața pământului, s-au uitat și au zis, mă, totuși, stâlpii aceștia au rămas în picioare. Uite ce bine este să stai lângă un stâlp de ăsta puternic și să stai lângă el și acolo ești bine ocrotit. Ori vine Domnul și spune, stați liniștiți că va veni o zi, un ceas al încercării, în care și stâlpii cei mai puternici ai pământului vor fi clătinați, puterile cerului vor fi clătinate. Și atunci vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu mare slavă, semințiile pământului se vor boci din pricina lui. Universul acesta va fi măturat cu mătura nimicirii lui Dumnezeu. Dar în momentele acelea, pe cel care va birui, va sta lângă mine, îl voi face un stâlp în templul meu. Și stâlpul acela va rămânea acolo pentru totdeauna, slăvit să fie Domnul. Uite ce taine, ce lucruri frumoase ascunde textul nostru. Merge mai departe. Și se mai vorbește iarăși în versetul 11 despre păstrează ce ai. Păstrează ce ai. Adică ce ai? Ce aveau ei? Cununa, că despre ea era vorba aici, cununa biruinței. Și gândiți-vă în ce termeni le-a vorbit Domnul acolo, pentru că existau persecuții, nu ca în timpul nostru, că mai, se mai uită un vecin urât la tine, asta nu-i nimic pe lângă ce era atunci. Gândiți-vă, din cel puțin trei direcții erau persecutați creștinii. Odată evreii care erau în orașul respectiv nu îi suportau și ziceau, voi sunteți niște oameni care ați venit și ne-ați stricat legea și tradițiile noastre, și nu îi suportau deloc. Era o primă persecuție, un prim val, dacă vreți, de persecuție din partea evreilor. Probabil evreii nu le vindeau nimica, nu cumpărau nimica de la ei și spuneau, sunteți niște ciumi, cu voi nu discutăm. O a doua persecuție în Filadelfia era din partea idolatrilor, din partea neamurilor, care se închinau în mod special la zeul vinului, la Dionisos, pentru că acolo în zona respectivă se cultiva vița de vie pe lava aceea vulcanică și era foarte înfloritor comerțul acesta cu vin. Și Dionisos era zeul vinului și vă dați seama că se organizau acele bacanale sau Dionisii, așa se numeau, niște sărbători în care se consuma alcool până la nebunie, se făceau tot felul de lucruri murdare și dezmățate și pe străzi năvăleau satirii, niște oameni care își puneau o costumație cu picioare de țap. Și umblau pe cap, aveau cununi din viță de vie și erau beți. Și dacă te întâlneai cu unul de genul acela, nu știai ce pățești.
Ori vă dați seama că la un moment dat s-a dat o lege în orașul Philadelphia ca toți oamenii să participe la așa ceva, la aceste sărbători. Merge creștinul să participe la asta, semnează el o hârtie că a participat, asta nu se putea. Și atunci a început persecuția contra lor. Plus că putem vorbi și de persecuție din partea romanilor, din partea celor mai mari ai țării din timpul acela. Nu sunt documente clare că ar fi fost un cult al cezarului să se închine ei la cezar în orașul respectiv, un templu al cezarului. Dar gândiți-vă că împăratul Caligula la un moment dat a dat o lege și a zis că în toate orașele împărăției lui să aibă o statuie și oamenii să meargă să-i se închine ca lui Dumnezeu și să se roage lui. Și atunci foarte greu le era la creștinii din Philadelphia să stea lângă Domnul cu atâta persecuție în jur. Și merge mai departe. Și lucrul al șaptelea care l-am extras din text este versetul 10, fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele. Și Domnul a avut în vedere istoria peste viacuri a Philadelphiei. Până în anul 1300, în Philadelphia a rămas o biserică, iată, aproape 1200 de ani, poate mai mult de 1200 de ani, biserica a stat tare în răbdare, în cuvântul răbdării lui Hristos, până au venit turcii și au demolat biserica și au dus în captivitate pe creștini și s-a terminat. Ori haideți să intrăm puțin mai adânc în textul nostru acum, și să ne uităm, am vorbit aceste cuvinte despre slujitor și în special despre Philadelphia în legătură cu slujitorul, cu îngerul bisericii de aici. Dar haideți să vedem stăpânul, ce putem să vorbim despre el. Versetul 7, partea a doua. Iată ce zice cel sfânt, cel adevărat, cel ce ține cheia lui David. Și apoi explică, cel ce deschide și nimeni nu va închide, cel ce închide și nimeni nu va deschide. Și apoi zice, ți-am pus înainte o ușă deschisă. Despre cine este vorba în textul nostru? Nu este vorba de Dumnezeu Tatăl, am clarificat acest lucru din capitolul 1, pentru că spune în versetul 1, descoperirea e a lui Iisus Hristos pe care a primit-o de la Dumnezeu Tatăl. Ori Iisus Hristos vine și vorbește aici. Și atunci luăm cele trei oficii ale lui Hristos și le aplicăm fiecăruia din cele trei titluri care le are Hristos aici. Cel Sfânt. Cel Sfânt este preotul. Hristos a venit și a adus o jertfă prea sfântă, slăvit să fie El. A fost și mare preot, a fost și jertfă supremă înaintea lui Dumnezeu și de aceea El este Cel Sfânt, slăvit să fie Domnul. Ori citim în Biblie, în Exodul, în capitolul 15 cu 11, dacă se poate afișa, ar fi extraordinar. Cine este ca tine între Dumnezei, Doamne? Cine este ca tine minunat în sfințenie? Există altă traducere în care spune slăvit în sfințenie. Cine-i ca Domnul nostru, bogat în fapte de laudă și făcător de minuni? Unul singur este cel prea sfânt. Noi încercăm să fim sfinți, dar Domnul este cel prea sfânt. Slăvit să fie El. Citim iarăși, dacă vreți, în Isaia, în capitolul 6 cu 3. Serafimii stau deasupra scaunului de domnia lui Dumnezeu și strigă, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Ori fraților și surori, Dumnezeu este Sfânt în sine însuși, în esența Lui, El este Sfânt, slăvit să fie El. Noi suntem sfinți sau îngerii sunt sfinți prin derivare. Primim ceva de la Dumnezeu, așa cum luna primește raze de la soare și luminează și noi știm că există pe cer o lună, un astru. Există aștri pe cer care nu primesc lumină de nicăieri și nici nu știm că există. Îi mai văd oamenii cu telescoapele lor și nu mai au cuvinte să le dea nume și le pun o literă și un cod și s-a terminat. Dar luna își primește lumină de la soare, pentru că soarele este sursa luminii lunii. Ori noi, de aceea Biblia în Cântarea Cântărilor spune, cine este aceea care se ivește, cum? Ca soarele, de ce? Păi zice și ca luna, păi primește de la soare lumină, se identifică cu soarele, dar noi, sfințenia, îngerii aceștia, serafimii, sfințenia o primesc de la Dumnezeu.
Fără Dumnezeu, fără sursa luminii, fără sursa sfințeniei, nu există așa ceva. Și de aceea noi suntem umiliți de multe ori de prezența lui Dumnezeu. Și așa cum spune Scriptura despre Ezechiel, prorocul lui Dumnezeu de la râul Chebar, atunci când a interceptat sfințenia lui Dumnezeu, a căzut cu fața la pământ, n-a mai putut să stea în picioare. Deci El este Cel Sfânt, El este preotul, El este Cel care sfințește, El este Cel care are drept asupra bisericii să vorbească cu ea, să-i transmită un mesaj, pentru că biserica aceasta a fost sfințită cu sângele Lui, fraților și surori. Spunea un om al lui Dumnezeu din secolul 17, Dumnezeu are de două ori dreptul asupra noastră, mai întâi pentru că ne-a creat. Nu spune Psalmul 139, m-ai țesut în pântecele mamei mele, m-ai făcut o făptură așa de minunată, ai intrat ca un țesător și când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau și tu ai hotărât să vin pe pământul acesta, să mă nasc, tu ești creatorul meu, tu ai drept de creator asupra mea. Și al doilea drept care îl are El este cel de răscumpărător, de mântuitor. Pe cruce a murit pentru noi, pentru că noi am căzut în păcat și prin rănile Lui suntem tămăduiți și mântuiți, slăvit să fie El. Ori, fraților și surori, El este Cel Sfânt, El este slăvit în sfințenie, minunat în sfințenie, El are drept de viață și de moarte asupra noastră. Dar pe lângă aceasta, El este Cel adevărat, spune Scriptura, Cel adevărat. Foarte important și lucrul acesta pentru că îl vizează pe Hristos în oficiul de profet înaintea lui Dumnezeu. Haideți să citim 1 Ioan, capitolul 5 cu versetul 20. Să vedem că aici ne întărește ideea asta că Domnul Hristos, despre El este vorba în textul nostru. Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere să cunoaștem pe Cel ce este adevărat. Și noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Iisus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică, slăvit să fie El. Fraților și surori, priviți, Cel adevărat este Hristos Domnul. El este cuvântul lui Dumnezeu care este da și amin, El este Cel care rostește profeția lui Dumnezeu și în gura Lui nu există minciună, El este curat, pur înaintea lui Dumnezeu. Și mi-amintesc de o întâmplare pe care atunci când l-am întâlnit pe un patriar al bisericii noastre din zona de nord a țării, omul acesta, ce s-a întâmplat, a primit, am auzit și eu întâmplarea asta și vă relatez cum o știu, cum am auzit-o, a primit un mesaj de la Dumnezeu, de la Cel adevărat din ceruri, să meargă să vorbească cu Ceaușescu. Greu lucru a primit el, grea însărcinare. Te duci tu să vorbești cu Ceaușescu atunci când el închidea pe creștini și pe alții executau. Greu, dar Domnul i-a zis, du-te că voi fi cu tine și s-a dus. Cumva a ajuns în prezența șefului statului de atunci și a spus, uite ce a zis Dumnezeu, să nu mai persecuți pe penticostali, că Duhul lui Dumnezeu e cu ei și uite ce semn ți-a dat Dumnezeu, avionul cu care te vei duce se va prăbuși, nu te sui în el, nu te costă prea mult, verifică ce-ți spun. Și așa s-a întâmplat și s-a speriat Ceaușescu. Și spuneau frații din zona respectivă și oameni de încredere, oameni serioși. Ceaușescu zice, a mai domolit-o puțin cu persecuția în perioada respectivă, dar la fratele acesta, Adam Avram, i-a trimis un aro IMS, cum era atunci, cu mașină de spălat, cu mai multe lucruri. Și au ajuns cei care erau cu aceste ustensile de bucătărie la bătrânul acasă și el s-a uitat la ei și a zis, mulțumesc pentru ce mi-ați adus, dar ce ați vorbit contra mea pe drum? Că mie mi-a descoperit Dumnezeu gândurile voastre.
așa de tare s-au speriat că ei pe drum spuneau, bă, dar cine-i bătrânul ăsta la care trimite tocmai Ceaușescu? Dar nou, nu ne dă, dar la alții nu le dă, dar nu sunt alții mai importanți? Și s-au uitat unul la altul și au zis, hai să fugim că ne fulgeră. Și trebuie să fugă. Pentru că, uite ce spune Scriptura, așa vorbește cel adevărat. Fraților și surori, avem nevoie în biserică astăzi de oameni care să vorbească de la Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Fără descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu. Altădată mergeau la biserică și Duhul Sfânt vorbea și a fost odată o lucrare la cineva care ce-a făcut mare lucru, zicem noi. Că s-a dus pe drum, mergea undeva la o întâlnire de rugăciune și ca să nu-l prindă securitatea, a mințit. Și oamenii l-au întâlnit și l-au întrebat, dar tu unde te duci? Eu mă duc la târg, dar nu se ducea la niciun târg, că se ducea la rugăciune. Și când a ajuns la rugăciune, Domnul a vorbit printr-un proroc și a zis, cât despre tine care te-ai pus ca un buștean în calea lucrării mele, te lovesc. Și pe loc a leșinat. Trebuie să-l trezească și să-l întrebe ce s-a întâmplat. Și l-a lovit Domnul cu o boală de care nu știu dacă a mai scăpat. Și poporul atunci, fraților și surori, era altfel decât acum. Acum dacă vin la biserică, mă duc să văd dacă mi-a vorbit Domnul ceva. Și de obicei când mergem la casa lui Dumnezeu, vrem ca Domnul să ne vorbească de bine. Și să ne mângâie și să ne înalțe și să ne ridice. Și de multe ori Domnul face lucrul acesta. Ne vorbește de bine. Știți de ce? Suntem așa de slabi că nu putem să primim de la Dumnezeu mustrarea. Dacă Dumnezeu ne-ar mustra, ar fi vai de noi. Am zice, gata, ați lepădat de Dumnezeu și nu mai știu pe unde să ies dinaintea lui Dumnezeu. Dar Domnul se uită la noi și spune, mă, tu nu poți încă să stai în picioare ca să te mustru și să te lovesc. Și atunci, în iubirea mea, te încurajez, te întăresc și într-o zi vreau să zdrobesc inima aia ta și zgura aia care e pe inima ta și să o dau deoparte, că vreau să fiu Dumnezeul vieții tale. S-a întâmplat cu un frate care a fost în spital, Duhul Sfânt îi vorbea și spunea că va merge prin 3 cuptoare și în 3 spitale a fost. Și la al 3-lea spital era acolo internat și era deja aproape fără cunoștință. Și a intrat la el cineva și când s-a uitat la el a zis, uite-l pe fratele cutare. Și zice el, da, acum sunt frate, dar până acum n-am fost. Observați? L-a luat Domnul și l-a introdus în cuptoarele suferinței ca să fie într-adevăr un frate cu Domnul Hristos, cu cel sfânt și cu cel adevărat. Dar haideți să mergem mai departe. Un al 3-lea titlu al lui Hristos este cel ce ține cheia lui David și e foarte important pentru noi. Aici nu spune o cheie în versetul 7, ci cheia e articulat. Trebuie să înțelegem lucrul acesta, e foarte important pentru noi. Adică, se vorbește despre el ca despre rege, ca despre cel care are autoritate. Haideți să ne uităm puțin în Vechiul Testament, pentru că este o trimitere interesantă din Isaia 22. Cu versetul 22. Voi pune pe umărul lui, dar în versetul 20 spune, în ziua aceea voi chema pe robul meu Eliachim, fiul lui Hilchia. Versetul 22. Voi pune pe umărul lui cheia casei lui David, când va deschide el, nimeni nu va închide și când va închide el, nimeni nu va deschide. Adică, ce s-a întâmplat în Vechiul Testament? Erau 2 oameni de încredere a lui Ezechia, regelui Ezechia. Ne spune 2 Regi, 2 Împărați, capitolul 18, acest lucru. Pe unul chema Șebna și pe altul Eliachim. Ori Șebna acesta care merge, se roagă înaintea lui Dumnezeu, își sfâșie hainele, merge înaintea lui Ezechia și spune, măi, uite ce se întâmplă, vine Sanherib și așa mai departe, suntem în primejdie. Șebna era un om pocăit după opinia noastră. Și Eliachim era un om pocăit pentru că mergea cu Șebna împreună și el s-a rugat și el s-a dus înaintea împăratului. Amândoi au făcut exact aceleași lucruri. Dar Domnul vede altfel. Îl vede pe Șebna acesta, spune în versetul 16 din Isaia 22, ce ai tu de sapi aici un mormânt? El își sapă un mormânt sus pe înălțime, scobește o locuință în stâncă, te voi lua, zice Domnul, și te voi arunca exact ca pe o minge. Aici apare pentru prima și singura oară cuvântul minge în Vechiul Testament, în Biblie.
Aici, atât. Așa a tradus Cornilescu. Minge. Și Domnul s-a supărat pe ăsta care juca pe pocăitul, dar el își săpa un mausoleu, un model după piramidele din Egipt, probabil de la mărime mai mică, pentru că vrea să fie cineva. Și Domnului nu-i place lucrul acesta și spune așa: vine vremea în care iau cheia lui David, adică autoritatea peste casa lui David, pentru că tu ești mai marele casei lui David, te izgonesc din regătoria ta și această cheie o voi da lui Eliachim. Ce s-a întâmplat? Că spune până la urmă în versetul 24, pe el se va sprijini toată slava casei tatălui său, atât ligenele cât și vasele, și în ziua aceea, zice Domnul oștirilor, versetul 25, drugul acela împlântat într-un loc tare va fi scos, va fi tăiat și va cădea. Și atunci și cu Eliachim se termină. Dar în Luca, în capitolul 1, ni se spune un lucru extraordinar, versetul 32. Când apare îngerul și vorbește Mariei, îi spune așa: el, adică Hristos, va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preanalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Adică acea cheie care era lui Eliachim altădată, autoritatea, scaunul de domnie al împăratului pe care el îl administra așa cum voia, va fi dat acum altuia și anume Fiului lui Dumnezeu cu numele de Iisus Hristos. Și fraților și surori, aici în Apocalipsa ne spune exact același lucru. Autoritatea totală este a lui Hristos. Domnul să fie lăudat pentru aceasta. Mergem mai departe. Și haideți să vedem aprecierile pe care Domnul le aduce bisericii din Filadelfia. Versetul 8. Știu faptele tale. Lucru frumos, apreciere destul de mare, faptele, știu, ai fapte, fapte bune avea, că dacă avea rele, Domnul o avertiza. Apoi, pe lângă fapte, spune Domnul, îți știu și puterea puțină, ți-am pus înainte o ușă deschisă, pentru care nimeni nu poate închide, căci ai puțină putere. Al treilea lucru pe care îl apreciază Domnul, păzirea Scripturii, a cuvântului Domnului. Ai păzit cuvântul meu. Și al patrulea lucru, mărturisirea cuvântului lui Dumnezeu, chiar cu prețul vieții. N-ai tăgăduit numele meu, spune finalul versetului 8. Sunt lucruri foarte importante, fraților și surori, să le înțelegem. De multe ori avem impresia că dacă puterea noastră e puțină și nu putem să facem multe pentru Domnul, Domnul e supărat pe noi. Uite o biserică, puterea ei era puțină, dar n-a uitat să păzească cuvântul lui Dumnezeu, să facă fapte bune de neprihănire și dacă e cazul, să-și dea viața pentru Domnul. Și când a văzut Domnul aceste trei lucruri, fapte, putere mică și împlinirea cuvântului cu orice preț și refuzul compromisului, a zis Domnul, îmi place de tine, vreau să fii cu mine în cerul meu, slăvit să fie El. Uite ce lucruri minunate extragem din textul nostru. Al treilea lucru, recomandări și răsplătiri. O singură recomandare, ne spune Scriptura, păstrează ce ai, în versetul 11. Este singura recomandare. Ce aveau? Cununa biruitorului. Fraților și surori, urmează imediat răsplătirile. Răsplătirile sunt pământești, sau de nivelul teluricului, al pământescului, pentru că noi trăim în spațiu și timp, așa ne-a creat Domnul, și răsplătiri cerești. Sunt trei răsplătiri pământești și trei cerești. Mai întâi de toate, spune versetul 8, ți-am pus înainte o ușă deschisă. Uite, o răsplătire pământească extraordinară. Și anume, o ușă deschisă. În 1 Corinteni, capitolul 16, versetul 8 și 9, Apostolul Pavel spune că voi mai rămâne încă puțin la Efes, că Domnul mi-a deschis o ușă largă de cuvânt și am mulți potrivnici. Ori aici, ușa Evangheliei, ușa vestirii Evangheliei, ușa predicării, Domnul a zis, știți ceva? Sunteți voi la poarta Estului, la Filadelfia, dar eu vă deschid ușa Evangheliei. Asta e o ușă deschisă care nimeni nu o să poată închide. Vin evrei, nu contează, vin neamurile, nu contează, idolatria lor, nu contează, vine cezarul și cultul lui, nu contează, ușa va rămânea deschisă înaintea voastră. Slăvit să fie Domnul!
Ce minunat ar fi ca și aici în Albini, fraților și surori, să pună Domnul o promisiune de genul acesta. Să avem întotdeauna ușa Evangheliei deschisă. Știți ce ar însemna asta? Să vină oamenii din toate părțile și să spună: în Albini Dumnezeu îmi va vorbi prin predică, prin cuvântul lui Dumnezeu. Ori noi trebuie să luptăm înspre acolo. Și Domnul ne îndeamnă să ne rugăm pentru cei care împart cuvântul lui Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute și pe ei să-i inspire și să-i ungă cu Duhul Sfânt și cu putere. Amin? Domnul să ne cerceteze în această direcție. O ușă deschisă e o primă răsplătire pământească, spuneam. E cerească mai mult, dar e în domeniul acesta. A doua răsplătire, convertirea evreilor, foarte importantă. Versetul 9, îți dau din cei ce sunt în sinagoga satanei. Auzi cum îi numește Domnul pe iudei, pe evrei de atunci, care zic că sunt iudei și nu sunt, ci mint. Iată că îi voi face să vină să se închine la picioarele tale și să știe că te-am iubit. Ori n-aveau cum să meargă să se închine la picioarele celor din Filadelfia, din biserică, dacă nu se întorceau și ei la Domnul. Doar dacă îi forța Domnul așa puternic să meargă să facă lucrul acesta. O a treia răsplătire pământească, în domeniul pământesc, protecția în încercare. Versetul 10, fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării. Foarte importante lucrurile acestea. Răsplătirile cerești sunt și ele foarte, foarte importante. Prima este arătată de Domnul în versetul 12, partea întâia. Pe cel ce va birui, îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu va mai ieși afară din el. Ce înseamnă asta? Ce răsplătire este asta? Statornicie, fraților și surori. Ce anume? E o trimitere iarăși la un text din Vechiul Testament. Și e foarte important să înțelegem și lucrul acesta, în Împărați, capitolul 7, versetul 21. Aici se vorbește despre construcția templului din timpul lui Solomon și spune așa: a așezat stâlpii în pridvorul templului. A așezat stâlpul din dreapta și l-a numit Iachin. Iachin înseamnă cel neclintit. Apoi a așezat stâlpul din stânga și l-a numit Boaz. Boaz înseamnă cel tare. Și Domnul aici face trimitere la templul din Vechiul Testament din timpul lui Solomon, care avea doi stâlpi. Unul era cel neclintit, altul cel tare. Și zice Domnul: în templul din cerul meu, acolo cel care va birui va primi exact statornicia stâlpilor din templu. Cel neclintit și cel tare, lucru foarte mare pentru noi dacă îl înțelegem. Un al doilea lucru pe care, dacă ne uităm puțin mai sus, ne dăm seama, versetul 11, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa, și aceasta este o răsplătire. Până la urmă, se referă la o cunună a biruinței pe care Dumnezeu o dăruiește la final, o biruință. Biblia vorbește foarte mult despre cununi. Și dacă o să căutăm în Scriptură, există o diferență între cununa biruitorului, pe care trebuie să o avem fiecare de aici, biruință contra păcatului, a lumii, a diavolului, și cununa celor care au biruit aici și când se înalță la Domnul, o primesc. Și aceea se numește cununa slavei. Aici ești biruitor, acolo primești cununa slavei. Aici porți cununa biruinței, că ai biruit continuu în fiecare zi pe diavolul, lumea și păcatul, acolo primești cununa răsplătirii, cununa slavei, cununa vieții, cununa neveștejită, cum spune Scriptura. Foarte important să înțelegem și lucrul acesta. Deci, a doua răsplătire este biruința, răsplătire cerească și încununarea ei finală cu slavă. A treia răsplătire este noua identitate, foarte importantă și aceasta, versetul 12, partea a doua. Voi scrie pe el, pe cine? Pe stâlpul acela, numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu, noul Ierusalim, care are să se coboare din cer de la Dumnezeul meu, și numele meu cel nou.
Deci observați că sunt trei lucruri care vor fi scrise acolo. Numele Dumnezeului meu, numele cetății Dumnezeului meu și numele meu cel nou. Unde va fi scris până la urmă numele? Pentru că în împărăția lui Dumnezeu nu vom vedea stâlpi, fraților și surori. Acolo vorbește de statornicie. Este un concept, o metaforă, o figură de stil. Vom vedea oameni. Unde vor fi scrise aceste nume asupra oamenilor care vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Ne spune Scriptura foarte clar, pe frunte, capitolul 22 cu 4 din Apocalipsa. Numele lui va fi scris pe frunțile lor. Deci pe fruntea noastră, așa cum era în vechiul legământ scris pe fruntea marelui preot, pe o tablă, sfințenie Domnului, așa va fi scris numele lui Dumnezeu pe fruntea noastră, slăvit să fie El. Câte nume vor fi scrise? Am răspuns trei nume și foarte importante sunt și acestea. Numele Tatălui, gândiți-vă că în Exod 3 cu 14 El a spus care e numele Lui, Eu sunt Cel ce sunt, și acest nume va fi scris pe fruntea noastră. Pe lângă acesta va fi scris numele cetății lui Dumnezeu, Noul Ierusalim. Și pe lângă acest nume, al doilea, al treilea care urmează, este numele lui Hristos, dar este un nume nou. Și asta ne face să ne gândim că cele trei elemente ne vor oferi în Sfânta Sfintelor, în cer, că tot este sfânt, acolo e Sfânta Sfintelor lui Dumnezeu, ne vor oferi un buletin de identitate ceresc, putem să-l numim așa. Adică, de unde provii? Care ți-e apartenența? Care-i părintele tău? Și scrie numele, Eu sunt Cel ce sunt. Dumnezeu Tatăl e părintele meu. Care ți-e adresa? Că orice om într-un buletin de identitate are adresa scrisă. Noul Ierusalim, cetatea Dumnezeului celui viu, slăvit să fie El. Dar care ții codul numeric personal, să-l numim așa? Că este un cod care nimeni nu-l știe, numai Domnul. E greu să-l ții minte și pe al tău, de pe buletin. Dar Domnul zice, o să ai un cod specific. Și atunci citim în capitolul 19 din Apocalipsa, să vedeți ce scrie aici. Versetul 11. Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el se cheamă cel credincios, cel adevărat. Ba versetul 16 zice, pe haină și pe coapsă avea scris numele acesta, Împăratul împăraților și Domnul domnilor. Dar niciunul din numele astea nu va fi scris pe fruntea noastră. Versetul 12 clarifică situația. Ochii lui erau ca para focului. Capul îl avea încununat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care nimeni nu-l știe decât numai el singur. Și atunci, fraților și surori, cei care au făcut legământ cu mine prin jertfă, spune Domnul, strângeți-i la mine. Cei care sunt pecetluiți cu Duhul lui Dumnezeu, strângeți-i la mine, zice Domnul. Și cei care primesc identitatea mea, a Fiului lui Dumnezeu, jertfa mea, viața mea, moartea mea, învierea mea, înălțarea mea, mijlocirea mea la Tatăl, toate acestea le vor conferi un nume pe care nimeni nu-l știe, nu-l știm noi, nu-l scrie în Biblie. Și atunci va fi scris acest cod de identificare pe fruntea noastră. Merge atunci și intră fraudulos în cer, dacă poți, că n-ai cum. În iad poți intra oricum, oricum, tot acolo ajungi. Dar în cer nu poți să intri fără aceste elemente. Uite ce lucruri minunate ne-a vorbit Dumnezeu din cuvântul acesta. Și fraților și surori, aș vrea să ne ridicăm înaintea Domnului. Versetul 13 spune, cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Fratele Iosif Trifa, cel care a întemeiat mișcarea oastei Domnului, spunea că cineva a avut un vis într-o noapte și omul acesta mergea la biserică și nu m-a ascultat. Zice, las că o să împlinesc. Și într-o noapte are un vis și ajunge în cer și un maldăr mare, o grămadă mare de urechi. Zice, Doamne ferește, dar cum? Eu am crezut că în cer sunt Sfinții lui Dumnezeu. Ce caută urechile astea aici? Și un înger vine la el și zice, astea sunt urechile celor care au auzit Evanghelia și predicile, ei nu s-au pocăit și au ajuns în iad, urechile lor s-au pocăit și au venit aici. Și a vorbit Domnul pe limba lui că s-a trezit și a zis, m-am trezit din somnul păcatului și vreau să mă pocăiesc. Nu vreau să se împlinească cu mine, să mă duc în iad, că cu tot cu urechi mă duc eu în iad, că în cer nu. I-a vorbit Dumnezeu în mod simbolic. Ori fraților și surori, Domnul să ne ajute să ne pocăim. Amin.
Haideți să mulțumim Domnului pentru seara aceasta și fratele Petrică, la final, va mulțumi individual. Amin.